Bursa socială acordată liceenilor cu situație materială precară are o valoare de 180 de lei pe lună, de acest ajutor putând beneficia elevii ale căror venituri medii brute pe membru de familie în ultimele 3 luni dinaintea celei în care a fost depusă cererea au fost de maximum 150 de lei. De aceste venituri beneficiază și elevii aflați sub o măsură de protecție sau aflați sub tutelă ori curatelă. În anul școlar 2015-2016 au fost aprobate 5.886 de burse bani de liceu în județul Suceava. La finalul semestrului 1, 151 de elevi au pierdut această bursă, în principal datorită absențelor înregistrate. Conform criteriilor specifice și metodologiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Național de Protecție Socială Bani de Liceu, sprijinul financiar se sistează dacă elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore la diferite discipline de învățământ.